care a fost și colegă cu mine și cred că, dar nu i-am întrebat încă, trebuie să mă lăsați puțin, mai sunt încă doi actori pe care i-aș vrea de partea mea, pe Marcel Iurea și pe Oana Pelea, dar nu i-am întrebat încă. A, poate că și fosta mea profesoară o să vrea să o facă, dar nu i-am întrebat, n-am avut încă vreme de asta. Am crezut că mă întrebați ce actori din lume îmi plac. Da, ce actori din lume? Mi-ar fi plăcut să vă spun. Un actor, de Ronald Reagan, înțeleg. Pe el nu l-am plăcut ca actor, dar el avea un sens al umorului incredibil, incredibil. Se pare că George Bush Jr. l-a întrebat odată, Ronnie, cum ți-a venit ție ideea să candidezi? Și Reagan i-a spus, nici filmele mele nu-ți plac? Robert De Niro, îl găsesc cel mai mare actor al lumii și a mai avut el un omolog în Rusia, care Smoktunovski, care n-a avut șansa să facă așa o filmografie din cauza locului unde s-a născut. Dar De Niro este probabil, iar dintre femei sunt două, Annie Girardot și Anna Magnani, care sunt două actrițe formidabile. Iar În România? Nu știu, din nou, George Constantin a fost un mare actor, așa. Poate și Demrădulescu. Dar diferența este că George Constantin știa și Demrădulescu nu știa cât e de mare. Atât. Asta e singura diferență. Și din nou val, că totuși am luat premii importante, avem un nou val cinematografic. Cu părere de rău vă spun că nu-i știu prea bine pe cei foarte tineri. Cred că Iureș face o carieră formidabilă și Oana Pelea. Văd că Mariana Mihuț dă dovadă de o longevitate și de o de o vitalitate extraordinară, dar dintre cei mai tineri trebuie să mă scuzați că nu știu prea bine. Ați mai jucat în vreun film sau niciodată, teatru? Niciodată. Orice. Dacă ar fi, sau nu, altă întrebare. Care este unul din filmele românești care v-a plăcut cel mai mult? Actorul și sălbaticii, cele foarte recent. Actorul și sălbaticii, dar e un film care minte. Aici e problema, pentru că ei spun că a fost ucis de legionar Constantin Tănase când el a fost ucis de sovietice. Singurul lucru care nu poate fi acceptat. În rest, a fost un film foarte, foarte bun. Dar filmele românești sunt un mai puțin fan al lor. Cred că un film formidabil e cel făcut de Cristian Mungiu. Dar asta e o trecere imensă peste timp. Între ele sunt și altele, dar nu le... Filmele lui Pintilie au fost formidabile la vremea lor. Pe unele din ele le-am văzut cu o plăcere extraordinară. Pentru unele eram prea mic, cum era acela formidabil... cu George Mihăiță și Găitan, Reconstituirea, acela eram prea mic să-l fi văzut, dar în schimb în străinătate sunt câteva filme mari care m-au marcat pentru totdeauna. Unul este Cabaret cu Liza Minnelli și cu Jules Grey, altul este Some Like It Hot, o comedie perfectă cu Marilyn Monroe, altul este Once Upon a Time in America lui Sergio Leone. Și acolo cred că nici el, Dumnezeu să-l ierte, n-a știut bine ce face. A făcut un film care l-a depășit și pe el. E un film magistral. Și cred că mai e unul, dar îmi scap acum. Poate a lui cum îl cheamă? Cetățeanul Kane, poate. Citizen Kane, da. Cititorii noștri nu sunt atât interesați de film, ci mai degrabă de ce par urma să faceți dumneavoastră. Și o întrebare este dacă ați accepta funcția de prim-ministru. Nu, niciodată. Niciodată. De niciun fel de altă funcție politică, executivă sau legislativă. Niciodată. Iar o altă care se repetă încă de la începutul emisiunii este se leagă de ce ați face dumneavoastră pentru a depăși criza aceasta economică. Cinci măsuri. Trei aș putea să vă spun în acest moment. Primul lucru este că nu exclud deloc injectarea cu capital din afară, de exemplu de la fondul monetar sau prin alte formule de la instituții supranaționale ceea ce economice. S-a și întâmplat. Dar aș mai combina acest lucru cel puțin în măsură egală cu alte două măsuri. O măsură ar fi, aș încerca să introduc de urgență în comunitatea românească sentimentul datoriei de a face eforturi de a accesa fonduri europene în sânul comunităților locale. Există în fiecare orășel un număr de oameni care pot face asta. Unii sunt funcționari publici, alții elevi de liceu, alții profesori. Aș extinde sensul acesta al răspunderii pentru accesarea de fonduri de la primărie și consiliu
până la ultimele consecințe intelectuale ale comunității locale. Astfel încât aș multiplica de 320 de ori probabilitatea ca România să poată accesa fonduri. Aș face pentru asta și anumite artificii ca să se ajungă comunitățile să aibă o capacitate mai mare de absorpție. Iar al treilea lucru, aș face o campanie prezidențială, nu executivă, de însuflețire a comunităților locale de a se duce singure să-și caute investitori în lume. Nu de la Uniunea Europeană, nu fonduri din fondurile structurale, ci pur și simplu bani de la oameni care au de investit. Există în Asia țări cum este, de exemplu, Thailanda, Malaezia, India, China, care au acum oameni care pot investi în afară banii lor. Există în Orientul Mijlociu. Pur și simplu aș face excursii în vacanță cu elevii de clasa 12 în capitale sau în capitale de regiuni în Europa și în loc să-i trimit să viziteze muzee și catedrale, i-aș trimite să bată la ușile camerelor de comerț, a primăriilor, a consiliilor locale și al băncilor din Germania, Franța, Italia, spunând, am venit să ne reprezentăm părinții. Veniți în orașul Făurei și investiți la noi și vă spunem noi de ce să o faceți. Ei o vor spune în limba respectivă, în Germania, în germană, în Spania, în spaniolă. Și nu plecăm de aici până dumneavoastră nu veniți la noi, la Făurei, să vedeți măcar despre ce este vorba. Dacă o astfel de campanie s-ar împânzi, asta ar da odată mândrie și încredere celor din comunitățile mici și șansa ca 5% dintre ei să reușească să obțină din afară. Eu am făcut acest lucru singur, dar n-aveam nici 17 ani, deci nu avea farmec și în al doilea rând nici nu mă poate crede pe mine toată lumea. Dacă s-ar împărți, luați 40 de județe are țara plus 41. Are 40 de capitale, nu? De județi. Dacă în fiecare din acestea s-ar duce câte o delegație de la elevii cei mai străluciți ai celui mai mare colegiu din acel oraș important, eu vă asigur, în 40 de direcții ale lumii, eu vă asigur că din asta are și ceva. Măcar de amuzament, bancherul de la München tot ar veni la București să vadă ce se întâmplă acolo. Sau la Cluj sau la Iași. Cred în asta. Au făcut-o alții. Sunteți la curent cu faptul că în Portugalia se predă la liceu, în afară de ore de istorie, geografie, chimie, ore de accesare de fonduri? Ce așteaptă România? Ce așteaptă? Asta se legă cu o altă întrebare despre ce credeți dumneavoastră despre sistemul de învățământ din România. Două lucruri. Întâi că, din punctul de vedere al administrării lui, multe dintre criticile acerbe care se fac sunt justificate. Dar că, din punctul de vedere al spiritului lui, al fluidului care trece de cunoaștere, de încredere și de talent în raportul profesor-elev, aici stăm destul de bine, pentru că altfel n-ar fi Universitatea Stanford plină de elevi români. Deci, dacă v-ar amuza amănuntul, în ultima vizită pe care am făcut-o la Fetești, e un oraș în care nu s-a întâmplat nimic de 20 de ani, am fost în afară de vizita mea, m-am dus la clasa 9C. Și cei 22 de copii de la clasa 9C, fiindcă au o profesoară inteligentă și curajoasă, au aplicat la Cambridge. Și din 22, 20 au luat testul. Da. Eu aș mai avea o întrebare așa, nu știu, sper să nu mă înjuri unii citări. Care este cel mai, după părerea dumneavoastră, cel mai mare defect al lui Traian Băsescu? Să încheiem în forță așa. Nu spuneți că e perfect. Neîncrederea. Noi o să vă punem la dispoziție transcrierea videochat-ului. O să vedeți, au fost mult mai multe întrebări. Am pus atâta cât am avut timp. Vă mulțumim pentru participare. Pe dumneavoastră vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Comentez, videochat. Veniți, puneți întrebări, ați văzut, ele sunt transmise invitatului, iar invitatul chiar răspunde.